Un val nou de stand-upperi ia cu asalt scena. Dacă cei mai mulți reghineni, inclusiv stand-upperii, sunt în vamă sau la mare, în general Club Saga din Târgu Mureș se gândește la cei rămași acasă. Pe Sergiu Floroaia și Andrei Ciobanu probabil îi știți de pe Facebook, unde postează constant și unde le puteți găsi și parodiile muzicale, minim cu usturoi, unul într-altul, un cui și frățica. Parodiile au avut succes, băieții luând la mișto piese la modă care erau, din păcate, în urechile tuturor. Deci, în această seară, iubitorii de stand-up comedy sunt așteptați în Club Saga din Târgu Mureș de la ora 21:30. Pe terasă, Sergiu Floroaia și Andrei Ciobanu vor spune glume și vor cânta parodiile ce i-au consacrat. Intrarea este 15 lei. Sunt hipster, am 30 de chile, port ochelari fără lentile. Mi-aduc aminte ce an cool eram, când nu aveam Tumblr și Instagram. Duminică, 11 august, sunteți așteptați în centrul municipiului Reghin, în piața Petru Maior, de la ora 16, la un concert extraordinar, Bandidos. Bandidos se autodefinesc drept o trupă de scenă, extrem de dinamică, iar muzica lor este o combinație pop-rock. Concertele lor sunt explozive, pline de energie, având la bază o experiență de peste 10 ani de activitate concertistică, atât în țară cât și peste hotare. După ce în 2005 Victor Solomon, Vicky Stepanovici și Mișu Constantinescu s-au retras din formația Boschito, decid să pună bazele unui nou proiect muzical, Bandidos. La voce este cooptat Tavi Clonda, iar la tobe Vova Sergeev. Și așa a luat naștere trupa Bandidos, ce a scos pe piață multe hituri ca Nu-mi dai scăpare, piesă ce a dat nume albumului, ce a fost nominalizat 2 ani la rând la categoria Best Latino a premiilor Radio România Actualități. De asemenea, piesele Tristan fără solda, E bine și așa rău, Aripi de îngeri, Mascarada sau Gura lumii vă vor încânta cu siguranță. În deschiderea concertului vor susține recitaluri Andreea Morariu, Norbert Rus, Monica Pârlea și alții. Dragostea mea, ești un vis ce vreau să rămână. Dacă ajungeți în Cluj-Napoca, aici aveți parte de multe evenimente de toate genurile. Summer Music Fest se derulează până în 14 august pe Valea Bârgăului. Vă așteaptă plaja, piscina, petrecerile la foc de tabără, plus diverse activități sportive. Volei pe plajă, badminton, volei și polo în apă. La Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, astăzi și mâine vor concerta Andra Conectar, Proconsul, Deep Central, Andreea Bălan, Laurențiu Duță, Cheo and Schizo Skills, Crash and Alexandra Ungureanu, Marius Gavrila and DJ Jungle și Alin Călinescu. Prezentatorul evenimentului este Cătălin Măruță. Festivalul Jazz in the Park revine duminică, 11 august, în inima orașului Cluj-Napoca, în Parcul Central. Evenimentul va ține o zi, iar pe scenă vor urca, începând cu ora 19, Jay-Z Birds, dar și Vița de Vie, care vor susține pentru prima dată un concert acustic la Cluj pentru promovarea noului album. Accesul este liber. Și iubitorii de artă plastică au la îndemână evenimente pentru ei. Duminică, de la ora 12, la Mănăstirea Lăpușna, va avea loc un vernisaj al expoziției de icoane pe sticlă realizate de elevii reghineni în tabăra de creație, artă, lumină și tradiție, ce s-a încheiat astăzi. Expoziția va fi completată și de un spectacol realizat de asemenea de cei prezenți în tabără. Evenimentul este organizat de primăriile Reghin și Ibănești, școlile gimnaziale Alexandru Ceușanu și Augustin Maior, Biblioteca Municipală Petru Maior, Muzeul Etnografic și Casa de Cultură a Tineretului George Enescu.